Am descoperit acum, odată cu acest campionat european de fotbal, că românii pot să fie și frumoși, pe bune. Adică în Germania, zeci de mii de oameni la fiecare meci. Ce a făcut fotbalul ăsta? Ei erau dintotdeauna acolo, lucrează de 10 ani, de 5 ani, de 10 ani, de 20 de ani. Dar fotbalul i-a făcut să iasă, să se bucure și să fie văzuți. Adică de zeci de mii, sute de mii de români care au fost la meciurile astea, care s-au purtat civilizat, Da, corect. care au făcut o atmosferă extraordinară, de aia se și spune că avem cea mai frumoasă galerie de la acest campionat european. Cum vedeți această mișcare? Că e o mișcare socială, până la urmă. Da, eu dacă, uite, nu m-am gândit la, dacă aș fi, nu, analist nu sunt, dacă aș fi politician, aș trage câteva concluzii. Avem o diasporă bine implementată, ca au bani, totuși, că s-au dus, Au bani, că au fost la meciuri, dar mănâncă la restaurant, adică mănâncă peste... Are nevoie de un semnal din partea patriei mamă care nu se dă. Da, foarte bună observație, așa e. Adică, poate că ar trebui mai mult, nu numai. Adică, asta a fost un semn că. Marius, tu, că oamenii ăștia, e greu de înțeles. Psihologic, eu, ca scriitor, înțeleg. Deci, tu ești român, da? Într-un cartier, mai încolo e un albanesc, dar, mă, la un moment dat. Față de alte națiuni, la noi nu se ocupă nimeni de noi, da? Adică de aici Excepțională observație, așa este. a fost momentul când a zis, uite-mă, hai să facem și noi un semn. Nu știu, ar trebui făcut o idee. Un festival al diasporei, al tuturor din diaspora, făcut undeva la Paris, cu tare, cu tare. Într-unul din orașele mari, în Europa, în țările Da. în care sunt foarte mulți români, în Germania, în Italia, în Franța, în Anglia, Dar ele în sunt Spania. aici, colo, în Italia, ale ei cu tare. Nu, dar o din ăsta E bună în ideea. care românii se recunosc. Bă, suntem și noi Și români. să fie prezenți acolo, să fie mândri în legătură cu faptul că sunt români. Pentru că aici fotbalul le-a mai făcut ceva, le-a arătat că au nevoie de victorie, că au nevoie de o realizare, ca să scoată capul, cum se spune. Suntem români. Pentru că asta s-a întâmplat. De acord, pe da. Și de aici și o chestie extraordinară. După meciul cu Belgia, domnul Cristian, ne-am bătut aia cu 2-0. Galeria, spre finalul meciului, era 2-0 pentru Belgia, cântau deșteaptă-te române. Și nu în sensul deștept, ci în sensul de încurajare. Erau bucuroși și fericiți că sunt acolo chiar atunci când România pierde. Și asta nu s-a mai întâmplat niciodată. Niciodată. Da, mă râs că erau pentru că li se dă, am explicat, Li s-a dat prilejul. într-un cartier, da? În Da. Occident. Până la urmă, aici un român stă, din coace stă, am zis, un albanez, la un moment dat vine șeful statului, da? Sau se întâmplă ceva și tu îi spui albanez, acum. Adică, nu știu. Nu, fotbalul i-a unit pe toți, i-a scos și i-a dus împreună. Ceea ce nicio autoritate a statului n-a făcut vreme de 35 Da, de ani. am venit, am fost la aeroport cu Uber-ul și, nu știu, era un Mohamed, care era francez, sigur, și nu știu, A era, venit vorba despre nu, fotbal. a venit cu ce, România? A, imediat, adică faptul că noi am fost prezenți la acest, Și nu oricum, da. și nu oricum, a dat așa o anumită mândrie, adică, băi, eu sunt român, nu, Absolut, o da, mândrie extraordinară, o mândrie descoperită sau redescoperită pentru oameni care nu s-au văzut în țările astea, la muncă și atât. Da, putem face acum un program. Vreți să facem un partid? Un partid care să se ocupe de asta. Nu mă că noi avem o altă Românie. Noi avem două Românii. E adevărat, sunt Din, câteva milioane de păi, oameni acolo. dincolo este o altă Că Românie. De ea sunt nu se mai ocupă 4-5 nimeni. milioane, Nu, dacă dar nu mă... nu se te ocupe în sensul că el va veni voată. Nu, pleci de la premisa că nu vine și că e altă Și să Românie. te gândești la el și că e un român acolo și că ține foarte tare la apartenența lui și că este mândru că e român, dar trebuie Dar mă gândesc că să-i dacă dai... câte din hotărârile de guvern din ultima Nu vreme tot să aibă legătură cu asta. vizează și cu România de acolo, nu numai România de la Vaslui. Da. Da, să-i dai motiv să se vadă, să-i dai... Nu, să-i dai prilej, să le dai prilejul să Da. se vadă că sunt acolo și că sunt. Și oameni care muncesc, oameni care au bani, oameni care s-au dus la meciul și au cumpărat bilete, nu sunt ieftine, au călătorit cu avionul, cu trenul, mă rog, cazare, masă și așa mai departe. Mi se pare
o mișcare incredibilă și o mișcare socială de care ar trebui să țină politicienii. Iar aici îmi pare rău că vă dezamăgesc, Ciolacu a punctat foarte tare. De ce mă dezamăgesc? Glumesc. Sunt prea bătrân. Ciolacu a punctat foarte tare. Inclusiv acum, că i-au zis unii, au strigat muie PSD, nu contează asta. Nu, dar în tricou, cu șapcă, în tricou al echipei naționale, s-a plimbat pe acolo. Domne, nu prea mai sunt politicieni care fac asta. Trebuie precizat. De la Iliescu încoace n-a mai făcut nimeni. Îl prindea, pentru că lumea știa că se ocupă. Domne, îl prindea și era natural să facă asta. S-a dus cum s-a dus Chioveși într-un tramvai, că i-au pozat-o unii și că au și strigat Chioveși, Chioveși. Aici au dat în schimb, acolo n-au dat imaginele când ar fi strigat Chioveși, aici când au strigat 2-3 muie PSD au dat. Eu nu cred în Guido, el am discutat. Bineînțeles, uite am o cană aici, primită cadou de la Ion Cristoiu, Marele Jack pe nume de scenă. Dar e o cană foarte frumoasă și mulțumesc. Trebuie să spunem că în momentul în care cumpere această cană, practic... Da. Scrie așa, cu cumpărarea acestui produs oficial cu licența Paris 2020, poate contribuie la organizarea Jocurilor Olimpice de la Paris. M-am gândit că Macron e într-o problemă. Deci, practic... Da, nu-i foarte interesant. Apropo, era o dezbatere zilele trecute la TF1 pe ideea... Au negrijat Jocurile Olimpice. Păi la ei chiar sunt alegi. Nu, și uite, și-am zis, hai, dacă se ia Dan, dar să și contribui... Bun, trecem la ale noastre? Haideți că trecem repede timpul. Păi, dar stai puțin, că dumneavoastră a spus un lucru genial acum. Ce anume? Asta cu România de acolo. Și n-am mai spus de-a lungul timpului atâtea. Exact. Oameni. Dacă eram în străinătate, eram deja mari. Ne cunoștea lumea în nordul Parisului. La Nisa mă aștepta o mașină și ar fi avut tot timpul un șofer. Bineînțeles, un șofer care o valiză. Un ghid, da, care alea. Nu, să alea mă ducă, cu tendinita. Să mă ducă la EZ acolo sau cum se cheamă. Da, la man, poteca lui Goethe. Așa zăit. Nice. Așa grăita Nice, pardon, scuze. Dar terasa care nu mai e. Cine? Terasa. Terasa nu mai e. Am zis că nu.